actors. To train them is my cause. I will travel across the land, searching in far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. După cum puteți vedea, deja am prins un Pokémon. Tot mulți mă tivoi, ne? Umbra mare lui cu. Deci acum, hai să vă explicăm unde poți aia cu Ash, unde poți. Mulți mă. În recycle bin. Pă bune. Da. Vine să strănut. Dacă scap cam revina ta. Uite la unii de la bec. Mă uit la ăsta. Deci mulțumesc. Deci vedeți? Ăsta e un adevărat Pokémon Matesi. Niciodată nu scapă mereu Pokémonii. A, dracu. Se duce la mexicani. Se duce la și las Pokémon. Eu îi dau muie cum trebuie. Ce dracu, mă, bine. Deci, un Pokémon trainer adevărat are șapcă cu pulă în cap. Așa că trebuie să facem și noi șapcă cu pulă în cap. Avem o șapcă aici de la un nou gym. E un gym în oraș. Da, se numește PSD. Ce team mistic. Știți că există, e din echipa roșie, e cel mai bun player de acolo. Așa, și acum trebuie să facem șapca șmecheră. Bine, ține camera! Bine, ține camera! Trebuie! Nu scăpa! Bă, dar știi că nu scrie rec, da? Nu mai mi ții! Așa mă ce-aș fi rad. Așa, pe aici. Ce-o frunte? Nu, mai să... Adică care mai era logica și emcerea cu el pe frunte. Bă, dar e atâta cancer în camera asta. Adică, se vede frumos. Nu că am prins toate becurile, stai să vezi acum, e. Bă, da, sunt toate. Ce-ai făcut voi, nouă, becul? Nu am făcut nimic. Băi, nea! Și mă, fan? La, de ce crezi că face? Frate, nu mai știi de 3 ani. Da, am puțin cu sperma ca să stea. Stă? Ca un cancer, perfect ca un cancer. N-am ieșit de 10 ani și o să râdă vecinii de mine. Nu-ți mai dai și pe aici, așa. Oricum râd vecinii de tine. Am făcut semnul bine. Acum aș întreb pe Onca să o suce aici. Stai, bă, să semnul aici e important. Gata? Prin Pokémon? Poate prin pe ăsta, stai. Poate merge cu șapca. A mers! A murit? Nu mai fă așa. Doamne, prina. Unde e prina? Aici! Ce e prina? Uite! Asta e tot ce am. Arde! Așa trebuie! Să doară! Acum tot timpul Pavel o să fie gelos pe mine. Vezi? A, da, bă, stai că aveți și Pokéball! Bă, șmecherilor, ca să zice duc eu să nașpa, da? Am și bidamani și Pokéball-uri! O luăm pe ăsta care nu se sparge. Așa, voi nea? Fă-i așa de thumbnail. Ce faci? Ce? Mă, pe Miautu în pula mea, că e banal. Miautu! Știi cât ne-o să-l prind pe ăsta? Vedeți că am și Pokémon în ei? Ei, eu-s fan, da? Exact așa va fi Pokémon, mă. Văd un Pokémon, arunc și ratez. Mereu. Ti pierd și Pokémon-ul, bro. Păi normal, da. Tessy Flea from the battle. Nu, că nu fuge, dar mai erosesc eu cine-i Pokémon-ul. Am ieșit afară. E nașpa. Pe aer curat. Și-s oameni. De căcat. Dar pentru voi, mergem în cel mai bun loc din istorie pentru Pokémon. Însă voi, și la curve, la curve în special, hai. Deci, am ajuns până la urmă aici. Acum trebuie să vă arăt o șmecherie măcar. Am mai încolo în parc. Poți să ieși pe Pikachu în afară de aia pulălăi de la început, în fine, să accept toate pulele astea. Și după aia mi-am făcut cont nou special pentru voi, cu toate că n-aveam deja. Și avem pe profesor Ghișor ăsta. Care ne dă muie, bine, trebuie să vorbești cu el să-ți dea muie într-una și după aia alegi că ești băiat pentru că nu ești gay. Și după ce alegi că ești băiat că nu ești gay, alegi ce vrei să fii și... M-am uitat o dată prin chestiile astea cu costumizor și-s degeaba, deci practic nu-ți trebuie să... Eu îți dau idee că cadou. Ai doar 3 de ale. Știu, știu. Asta e ce mai șmen, da? Și șapca se semene cu a mea, dar n-ai cum, a mea e șmen. Asta e singura posibilitate. Are you all set? Da, șef. Și acum putem, hai încoa. Deci să pugă. Șmecherie e că, vedeți? Acum pornește căcatul ăsta.
Trebuie să scap de ei de 3 sau 5 ori. Și acum trebuie să pleci de lângă ăștia care ți de la început de 3 sau 5 ori și te dată cu Pikachu. Ai un cai încolo. Și trebuie să-ți vibreze telefonul de câteva ori. Bă, eu sunt maestru aici, da? Ascultați cu atenție. Nu găsiți curve mai bune la că nu găsiți aici. Deci dacă în Pokémon Go nu găsiți curve, plus că drumul e tâmpit, deci trebuie să nu luăm pe drumul ăsta prost. Cine a avut ideea să bage chestiile alea cu dinozauri și așa? Deci, ești fac. Asta e creepy. E efectiv e creepy. E creepy as fuck. Bine. Durează 10.000 de ani să scap de Pokémon ăsta. Deci trebuie să iasă din ecran de tot ca să scap. Uite, acum aproape iese. Acum aproape iese. Acum trebuie să vibreze când am scăpat de ei. Merg încolo, trebuie să vibreze. Trebuie să vibreze. Știu. Am vizitat. Uite, vezi? A apărutat. Ok, azi vă spun prima oară când apare. O să mai apară de vreo 15 ori. Deci presupun că trebuie să scap de ei de mai multe ori ca să așa. Deci mă urmărești cum fug pe aici. Deci o iau încolo. Tu stai aici cu camera, trebuie să fug cu căcații ăștia că se apară. Mă întorc. Uite ce trist e. Uitați-vă la el. Am pierdut ca pe Bigfoot. Dar trebuie să fim pregătiți pentru că niciodată nu se știe când apare Bigfoot pe cameră. Oh, l-am văzut! Bigfoot pe cameră. Pentru prima oară în istorie. Nu sunt cel mai bun cameraman. Nu mă jurați, vă rog. E mai apărut o rată. Mai ales ca vreodată. Obosit. Uite-mi. S-a speriat. Cuțu. Bă, dar ce-ai făcut, mă, pe jos, ha? Bani de pe video ăsta am cumpărat un nou ficat. Haide, pula mea. Au apărut de 3 ori până acum. De minim 2 ori maxim, cred. Vezi, mai apară. Piși pe ei. Cam așa pe el. Nu mă, că nu-i bun Pikachu, dar o fac pentru voi, căcață. Hai, Praria. Unde? Praria. Unde e? Acolo? Băi, la mine. Oameni, eu șeful, da? Cadul ăsta trebuie să dispară. Și să-mi iau încolo. Și să-mi dispară. E a 4-a oră. Fii atent. Ai dracu, a aproape 4-a. Deci dacă nici a 5-a oară n-apare Pikachu în bapula. Mai trebuie să apară o dată. Numărați-o. Ideea e să vă plimbați prin oraș până apare Pikachu. Trebuie să cumpărați un ficat mai întâi. Și după aia... Nu vând eu. Sunteți gay cu skateboard și chestii. 10.000 de euro oferta. 10.000? Hai dracu. O piși pe ea. Urmărește mișcările, că mă duc să mai prind unul, fie. Datas. Datas. Ăsta are cu amprentă la telefon, aprinde-l din nou. Scoate amprenta. Poți să-i bagi și parola. Cum? Care? Cum mai filmează? Da. Oh, am fugit degeaba. Vezi dacă e cercul ăla. Am fugit degeaba. Sunt morți, măte. Și cât timp el alerg, eu vă arăt fântâna cu crocodil, care cred că e tot un Pokestop. Că e sexy. Pe aici ne jucam noi când eram mici. Este parcul copilăriei noastre. L-am pierdut iar pe Bigfoot. Toți, Bigfoot. Deci ori suntem trolați, ori e treaba clar, bine. Te vă arăște Pikachu? Sunt trei și mai apare o bulă acolo, dar nu apare Pikachu. Vezi? Deci ori trebuie să iau încolo să apare, eu mă pun. Hai. Oh! Am mers! A cincea oară! Pikachu? Da! Eu, să stingeți camera. Deci dacă vreți să-i prindeți, ba tu-s morți, mă, unde ești? Așa. Da, da, așa. Nu știu să arunc, ok? Așa arată un Pokémon trainer. Că așa arătați voi când vă opriți în mijlocul străzii și aproape. Să prindeți Pokémon. Aproape. Și că dacă te apropii nu funcționează. Am încercat, aproape a dat o mașină peste mine. L-am prins! E de căcat, dar l-am prins. Nu mai pentru voi. Mi-am 5 ficați îndatorați. Deci dacă nu uitați la video, asta e clar. Vezi, sens că merge. Și primul prins. Nu știu cât e rar, știu că e rar, dar nu știu cât de rar. E useless, degeaba e rar. Deci, l-am prins până la urmă. Acum pot să-i dau nume. Întrebarea e ce nume? Și pot să vă zic că lăsați în comentarii, dar mi-e lene să spun asta, pentru că după aia trebuie să fie și trebuie să-l pun acum, deci voi ne alegi un nume. Gigel. Sună prea normal. Putălăul Gigel. Putălăul Gigel a fost și pe tău. Putălăul Gigel, ăsta e primul nostru Pokémon. Și m-am arătat că îl prindeți pe Pikachu așa. Deci, în primul rând, deci luați o plină nouă. O folosiți la maxim, după aia îl găsiți. După aia mă luați încă una, dacă vreți să supraviețuiți până mai continuați. Dacă nu,
Dacă vezi doar Pikachu, atâta vă trebuie. Așa. Păi am murit liniștiți. What a cool nickname. Profesor gay. Dar nu înțeleg de ce l-au schimbat pe profesorul ăla dinainte, că ăsta e gay as fuck. Chiar arată super gay. Da. Dar mă, e cercetaș. Bine, acum ne pune să căutăm pokestop-uri. Ne zice că trebuie să mergem. Cred că am făcut-o deja. Avem un pokestop fix lângă noi. Din episodul următor. Bă, să-mi bă, pula de extra Pokémon. E o minciună jocul ăsta. Cine pula mea joacă? Ia dă-mi-l mie în mână, două secunde. Direct. Ce popular! Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my call.